Cine spune că la țară nu poți avea condiții de oraș se înșală. În ultimii ani, în mai multe comune din Olt s-a investit masiv. Pe această listă se află și comuna Brasta-Vățu, ce a intrat pe coordonatele dezvoltării. Introducerea utilităților este primordială pentru creșterea calității vieții. Se lucrează etapizat, iar pe străzile unde au fost introduse rețele de apă, canalizare și gaze, a început asfaltarea. Prima etapă a proiectului implementat prin fonduri, prin Programul Național Anghel Salinii este în plină desfășurare, iar la finalul lunii viitoare se va încheia. În momentul actual se lucrează la amenajarea celor patru străzi în satul Crușovu, reprofilarea drumurilor, așternerea celor două straturi de balast și piatră spartă, poduri și podețe, după cum observăm că se lucrează și în momentul actual. Locuitorii de pe cele patru străzi aflate în lucru din satul Crușovu au așteptat această investiție. Cum vi se pare faptul că vi se asfaltează drumul? Păi ne pare foarte bine că avem și noi asfalt. Cum să nu se pare dacă am stat în muluri până acum, de acum încolo pare să stăm și noi mai, să ne simțim mai bine. Aveți condiții din ce în ce mai bune. Foarte bune avem aici. Păi să sperăm că se asfaltează bine, pentru că asta trebuie să facă domnul primar al nostru și cu... Cum se mișcă muncitorii? Deocamdată se mișcă bine. Se mișcă bine, e de o săptămână aici. În două luni o să aveți asfalt? Noi sperăm, poate și mai repede. Vi se pare, ați așteptat asfaltul? Vi se pare că aveți toate condițiile în momentul de față? Păi noi așa sperăm, că sunt bani alocați, sunt... Trebuie să rezolve. Mie îmi place tăpâie asfaltată, că merge tu mai pe curățenie, mai tăpâie copiii liberi pe asfalt. Îmi place cum se mișcă muncitorii? Văd că lucrează bine, merge repede. Proiectul va continua cu a doua etapă, care vizează asfaltarea altor 14 străzi. În etapa 2 să se modernizeze și încă 14 străzi din cele două sate, Crușovul și Brasta-Vățu, imediat după finalizarea extinderii sistemului de canalizare. Valoarea acestui proiect se ridică la suma de 13 milioane de lei și face parte dintr-o serie de investiții menite să ducă la dezvoltarea comunei.